Și vreau să-ți mai spun ceva. Niciodată, dar niciodată, să nu te deprimi pentru cineva care i s-a terminat timpul în viața ta. Știi de ce? Permite-mi să-ți spun ceva. Când tu încerci să-l oprești pe acel cineva căruia i s-a terminat, iată, timpul, chiar dacă un timp ție ți-a fost o binecuvântare, dacă tu îl obligi să rămână, după ce timpul i s-a terminat, acel cineva care te-a binecuvântat atunci îți va servi multă durere, tensiune și suferință chiar și acum. O să-ți mai spun ceva în aceeași ordine, că sunt persoane care Dumnezeu le-a permis să se ducă și ei sau el se vor întoarce. Pentru că motivul pentru care Dumnezeu a permis să se ducă nu este permanent. Este să te lucreze pe tine și să îi lucreze și pe ei în acest proces.